Elihu spunea cu referire la Dumnezeu: nu uita să lauzi faptele Lui, pe care toți oamenii trebuie să le mărească. Iar psalmistul 105 zice: făriți-vă cu numele Lui Cel Sfânt, aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecăți rostite de gura Lui. În vederea împlinirii acestor chemări sfinte, să citim împreună din cartea a doua a împăraților, din capitolul 6, cuvintele scrise de la versetul 8 la 23. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului Israel: ferește, treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirieni. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îi spusește, spre care știțase omul lui Dumnezeu. Așa s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratul Siriei s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul de slujitorii săi a răspuns: nimeni împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratul Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, că s-a trimis să-l prinde. Au venit și au spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, car și oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului Dumnezeu s-a sculat de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul omului Dumnezeu: ah, domnul meu, ce vom face? El a răspuns: nu te teme, că sunt mai mulți cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Sirenii s-au pogorât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogă-te, pe borul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea. Veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: să-i măcelărezi, să-i măcelărezi, părinte? Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești oare să măcelărești pe aceia pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și i-au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Amin. Fie binecuvântat așadar numele Domnului pentru lucrările sale și fiți binecuvântați în a avea parte de harul, de ajutorul Lui în nevoile vieții. Aș vrea să privim la textul acesta sub titlul Vederea prin credință. Pentru că, așa cum știți, spune Scriptura în Evrei la capitolul 11, versetul 6: și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Elisei a fost numit omul lui Dumnezeu și n-ar fi putut să fie omul lui Dumnezeu, să fie folosit în viață, în slujirea sfântă, fără credință. Nici noi nu putem. De aceea scrie în continuare că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Relația cu Dumnezeu începe cu credință, se continuă prin credință, până când îl vom vedea. Credința este vederea în absența vederii. Dar să ne întoarcem la textul nostru și să observăm mai întâi ceea ce am numit adversități multiple.
Asta pentru că în vremea noastră, de când stăm pe acasă și apar fel și fel de informații, unele certificate, altele nu, ba chiar dacă ar fi să extindem puțin orizontul frământărilor noastre, unii poate se tem de alte popoare. Noi care locuim în Ardeal, în Banat, sau alții poate se gândesc, dar dacă ungurii revendică teritorii vechi. Cei de la Răsărit poate se gândesc, dar dacă vine Rusia încoace. Mai nou ne gândim, da, dacă vin de la sud musulmani. Sau nu știu de unde ori mai veni ăștia masonii care să stăpânească și să ne controleze pe toți. Sau, cel puțin, la o vedere poate foarte apropiată, boala care poate bate la ușă. Iată că unii se tem de orice om de acum. Sau, tot în vremea noastră, discută mult despre tehnologie, 5G, 6G și microchip. Temeri peste temeri. Așa a fost și atunci, pentru că spune textul în versetul 10, partea finală, că atacurile sirienilor sau planurile de atac mai degrabă nu s-au întâmplat odată, nici de două ori, ci de mai multe ori. Apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 11, despre ceea ce trebuie să țină cont oricine în lumea asta. Aici scrie despre planurile satanei. Să știți că diavolul nu atacă numai pe moment, umblând haotic și ce nimerește lovește nou. Are strategii și nu e acum timp să detailăm, am fost martor la unele mărturisiri, am văzut anumite evenimente puse la cale chiar de la o generație la alta, dar proiecte pe ani de zile are frecvent. Și în Efeseni, la capitolul 6, este scris că noi avem mulți adversari, că sirienii au venit cu o oaste puternică, având dotare care atunci era de râvnit, nu doar pe destraș, cai și cară. Spunea apostolul Pavel la Efeseni, la capitolul 6, că noi trebuie să ne luptăm, versetul 12, împotriva căpeteniilor, domniilor, stăpânitorilor, duhurilor răutății. Da, cum spunea o beată femeie maghiară că nu putea vorbi bine românește, n-ar fi rău pe lume, dar e multă sătană. Da, adevăr, a spus beata femeie. Și diavolul nu atacă numai prin duhuri, se folosește de oameni și nu-s puțin, că în cazul de față s-a folosit de sirieni. De ce? N-aveau teritoriul lor, erau suprapopulați, nu aveau ce să mănânce. Este o tendință hegemonică întâlnită de când lumea. Oameni care nu suportă pe alții, uneori e vorba chiar de ură între popoare. Eu m-am gândit nu odată cu ce putere mobilizau, de exemplu, Napoleon, armatele sale să le ducă prin Egipt, prin Rusia și alții atâți. Cred că nu era vorba doar de carisma sa sau despre o influență de moment a diavolului. Există ceva deja încetățenit în oameni, sunt virusați de ură, de dușmănie. Să ne gândim la Haman, cel descris în cartea Estera, care a vrut să nimicească un neam întreg. Spune Scriptura în cartea Estera, la capitolul 8, versetul 3, Estera a vorbit din nou împăratului, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns,
l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman, agagitul și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Oamenii care s-au bucurat de mesajul parvenit prin acel ordin regal, așteptau, poate li s-au părut prea lungi acele zile și luni până la masacru. Sau să ne gândim la Nemia și dușmanii care a avut, spune Scriptura, vă citesc din capitolul 4, deși cred că noi cunoaștem contextul, eu mă opresc doar la versetul 15, când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții, l-a zis fiecare la lucrarea lui, dar s-a continuat cu acele subversități. Da, dragii mei, avem parte de adversități multiple și adesea crescânde. Apoi avem de-a face cu dușmani ca și indivizi. Domnul Iisus Hristos spunea, citesc din Evanghelia după Matei, de la capitolul 10, versetul 36, și om avea ca vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Și asta a fost nu doar de când a trecut Evanghelia toate neamurile, a fost și la evrei, amintiți-vă de Saul, socrul lui David. Să nu stai liniștit cu cei din casa ta, sau amintiți-vă de Ieremia, care era pândit la tot pasul. L-a ocrotit Dumnezeu și a rânduit și anumiți oameni care au fost favorabile. Dar cât de adevărat este cuvântul scris în cartea profetului Isaia, la capitolul 32, versetul 7, armele mișelului sunt nimicitoare, el face planuri vinovate ca să piardă pe cel norocit prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă. Deci, cel rău nu are decât intenții rele. Să ne amintim și de cuvintele Domnului care spunea, ca să nu ne mirăm de ceea ce ni se întâmplă, vă citesc Ioan, capitolul 15, versetul 18, dacă vă urăște lumea, știți că mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar fi ce este a ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumei, de aceea vă urăște lumea. Oamenii se uneți să urăți și între ei. Cum spune în Tit, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar cu atât mai mult, diavolul stârnește pe oameni împotriva copiilor lui Dumnezeu, ca și în cazul citat, când sirienii în mod frecvent veneau schimbând strategia, schimbând frontul de atac, adversități multiple. Vreau să observăm că dacă aceste atacuri au un comandant în persoana lui Satan, noi avem un Dumnezeu care ne dă asigurări multiple. La adversități multiple, Domnul răspunde pentru noi cu asigurări multiple. Așa cum în cazul acesta, Dumnezeu a descoperit lui Elisei de unde sau pe unde vin sirienii și îl înștiința pe împărat. Și cum am amintit că asta s-a întâmplat în mod repetat. Mulțumim Domnului că și în vremea noastră avem mesaje profetice, sau uneori Domnul ne dă vise, sau chiar anumiți oameni pot fi puși în slujba Domnului pentru a ne avertiza, așa cum a făcut Iohanan, fiul lui Carea, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, despre atacul plănuit de Ismael, fiul lui Netania, dar Ghedalia nu l-a interceptat așa cum se cuvenea. A fost naiv. Este important să mai precizez că aceste informații veneau la timp. Se spune că atunci când Napoleon a pierdut la Waterloo, a transmis o informație cu un scris mai mâzgălit,
Și cel ce a primit acea scrisoare, ordin, nu i-a descifrat bine sensul și nu s-a grăbit. Și astfel a fost înfrânt. Domnul ne vine în ajutor, cum îmi place mie să salut, să-i binecuvântez pe oameni la vreme potrivită. Și fiindcă unii se uită și nu sunt obișnuiți cu salutul acesta, eu le spun că vreme potrivită înseamnă ca și la Mardoheu. Ieri era prea devreme, mâine ar fi fost prea târziu. Vreme potrivită este timpul optim. Ba mai mult, ce vreau să spun la asigurări multiple? Dacă sirienii alcătuiau o oaste puternică și Elisei a spus că cei ce erau cu ei sunt mai mulți și mai puternici, pentru că a văzut și slujitorul muntele plin de cai și de cară de foc, celelalte erau numai de fier. În aceeași idee, să știți că Dumnezeu nu are un ajutor doar puțin superior atacului vrășmaș. Poate să contraatace de 1000 de ori mai mult. În Evanghelie este scris, Matei capitolul 26, că atunci când Domnul a fost arestat, ucenicii, Petru mai întâi a sărit să lovească. Și Domnul, cu alte cuvinte, a spus: Petre, uită-te bine la echilibru de forțe. Vezi că sunt mai mulți și mai înarmați, dar nu asta ar fi problema. Versul 53, crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Păi imaginați ce înseamnă asta. O legiune se spune că avea 6.000 de soldați, 12 ori 6, 72.000 de îngeri. Dacă un înger în tabăra sirienilor a zdrobit o armată de 185.000 de oameni, ce ar fi făcut aici? Omorau nu doar pe cei de la Ierusalim cantonați acolo, omorau totul până la Roma, la Cezar. Deci ajutorul lui Dumnezeu este foarte bogat. Interesant este, de asta am numit asigurări multiple, și felul divers în care ne salvează, acționează, ocrotește. Vă amintiți unde Dumnezeu a mai lovit oamenii cu orbire? Atunci când au vrut să atace pe cei doi și pe Lot, așa cum scrie în Geneza capitolul 19. Știți ce au spus bieții de ei în ultima lor zi de viață? Cât de puternici se credeau și nu știau cu cine stau de vorbă. Versetul 9. Ei bine, o să-ți face mai rău decât lor. Și împăgând pe Lot cu Sila, s-au apropiat să spargă ușa. Dar oamenii aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă, iar pe oamenii care au la ușa acasă i-a lovit cu orbire, de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Bieții de ei, ce-or fi povestit, cum s-or trudit, cum s-or fi obosit, s-or fi dus acasă? Nu știu, n-are importanță. Într-un alt caz, cel al urmăririi lui David de către Saul, Dumnezeu i-a lovit cu somn. Este interesant cum Dumnezeu recurge la niște mijloace diferite de felul în care oamenii acționează. În cartea 1 Samuel, la capitolul 24 și în capitolul 26, s-a întâmplat la fel, a venit peste ei un somn, dar somn, nu s-a trezit unul. Ai fi zis că e somn național. Toată oștirea, ce hipnoză, ce s-a întâmplat, cum lucrează îngerii să orbească oamenii, cum la toți odată să le închidă vederea, cum la toți odată să le dea somn. Sunt chestiuni peste puterea noastră de înțelegere. De altfel, eu cred că ceea ce oamenii realizează cât de cât cu aparatură, cu diferite arme, cum ar fi în cazul acesta, chimice, biologice, să pulverizeze ceva substanțe în aer sau să acționeze pe baza unor unde, Dumnezeu și îngerii fac fără nicio aparatură.
prin cuvinte, care și acestea se duc pe unde. E o lume mult superioară, sau net superioară, mai bine să zic. Dumnezeu a lucrat în cazul lui Iacov, când s-a rugat să fie ocrotit și venea fratele său Esau cu câteva sute de oameni, înmoindu-i inima, schimbându-i atitudinea. Sau vorbind tot de Saul, alt împrejurat, nu i-a lovit cu somn. I-a schimbat inima, a venit Duhul Dumnezeu peste el și în loc să mai fie dușmănos, s-a apucat de prorocit. Că pentru Dumnezeu totul este ușor. El are pentru noi asigurări multiple. Au spus cei trei în fața cuptorului, uite, Dumnezeu poate să ne scape. Oare cum s-au gândit că poate să ne scape? Nici nu știm fenomenul cum s-a produs, cum, adică li s-au ars numai legăturile. Cum se plimbau prin mijlocul focului? Poate nici gravitația nu mai opera acolo. Sau când au zis că dacă Dumnezeu nu ne scapă, la ce se gândeau? Nu se gândeau și ei în înviere? Cei ce lucrează împreună cu Dumnezeu știu că au parte de asigurări multiple. Ei, până aici am vorbit de adversități multiple și astea vin de la diavolul. Apoi am vorbit de asigurări multiple și asta vine de la Dumnezeu, slăvit să-i fie numele în vecii vecilor, recunoscute să-i fie faptele și lăudat să fie pentru toate cele de câte avem cunoștință și altele, câte ori fi, de câte ori ne-a păzit Dumnezeu sau cum a lucrat Dumnezeu cu alții în istorie, dar nu sunt toate păstrate în evidențele noastre. Dar acum în partea a treia vreau să privim la Elisei și să vorbim de fapte pe măsura credinței. Cum scrie și la Evrei, la capitolul 6, la modul general, citesc de la versetul 9. Preaibiților, totuși, de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Versetul 12, așa încât să nu le nebiți să călcați pe unul și orice prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele, faptele credinței. Pavel spune la Coloseni, la capitolul 5, versetul 6, căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici tăierea împrejur, deci nu originea valorează, n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Asta care, așa cum zice Iacov în 2, se arată prin fapte. Deci privind la Elisei, i-a spus împăratului, în mod repetat, ferește-te. Adică, apără-te, nu ataca. Important de reținut. La fel a procedat David. Dumnezeu l-a apărat. Dar nu ca să se răzbune. Fiițerul ei n-au înțeles asta. Și alții din jur ar fi vrut să atace. Uite, avem ocazia. Dumnezeu ți-l dă în mână. Dar David a înțeles că Dumnezeu îl dă în mână să vadă ce face. Nu el a dat în mână ca să-l piardă. El însuși a spus, Domnul va decide, va muri pe front, va muri de moarte naturală, dar eu nu pun mâna pe el. Da. Dumnezeu ne creează ocazii prin aceste asigurări multiple și dacă ele se produc pe fondul unor adversități multiple, am putea să ne răzbunăm. Ce n-ar fi putut să se răzbune Iosif pe Potifar și pe doamna lui dacă mai trăia? N-a făcut-o. Nu scrie. Dar scrie că, deși avea ocazia să răzbune pe frații săi, a înțeles că nu trebuie să procedeze așa. Le-a spus, fiți fără teamă. Da? Sfinții sunt de temut cum Dumnezeu este de temut, dar nu fac rău. Cum a zis și Pavel către comandantul închisorii din Filip, noi toți suntem aici, nu-ți fă niciun rău. Noi n-am făcut rău. Dumnezeu doar ne-a ocrotit atâta tot.
Și doar că și-a cerut apostolul drepturile, nu a stat să-i acuze pe ei, să înainteze acte în instanță. În al doilea rând, tot o faptă spune pe mărimea credinței lui Elisei și de a bunul Dumnezeu și a mea și a tuturora. Spune Scriptura aici la 2 Împărați, capitolul 6, că i-a spus slujitorului său, nu te teme că sunt mai mulți cei cu noi decât cei cu ei. Oare el îi văzuse realmente așa cum i-a văzut slujitorul? Sau prin credință a știut că sunt acolo? Pentru că credința acționează așa cum este scris în Evrei la capitolul 11, de unde v-am citit la început, scrie în mod repetat. Prin credință au făcut una și alta. De exemplu, despre Moise este scris, vă citesc din capitolul 11, versetul 26, că avea ochii pironiți spre răsplătire, versetul 27, a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Vederea prin credință. Dacă s-ar fi îndoit, ar fi trimis slujitorul din 5 în 5 minute, vezi, n-au plecat ai noștri, vezi, nu s-au apropiat dușmanii. Că așa s-a întâmplat cu Petru, când s-a îndoit, s-a dus la apă, la fund. Credința presupune bunătate, dar presupune statornicie. Încrederea asta dă liniște, cum este scris la Exod, la capitolul 14, atunci când Dumnezeu i-a asigurat cu privire la urmăritorii egipteni și la trecerea Mării Roșie, versetul 14, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Și Domnul a zis, ce rost stau strigătile acestea? Dacă avem credință mare, așa va fi, dacă nu, ne tot bâlbâim, iar mai întrebăm pe Domnul printr-un proroc, iar citim un verset în care ne încredeam și iar ne temem. Se spune că o vădvă a rămas cu câțiva copii și într-un moment critic, Domnul ne-a dat un cuvânt din Biblie, a citit ceva versete de încredere în Domnul. A doua zi, când a văzut nevoile, stresul vieții, un băiețel a observat că mama iarăși este bulversată și îndoielnică. S-a dus cu naivitatea sa de copil, totuși cred că Domnul a pus să o facă, a luat Biblia și a venit la masă, a zis, mama, tot așa scrie ca și ieri. Nu doar că tot așa scrie ca și ieri, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Ba, mai mult acolo scrie despre Domnul Iisus Hristos, ceea ce înseamnă că Dumnezeu ne este favorabil. În al treilea rând, îmi pare interesant în cazul lui Elisei cererea care a făcut-o înaintea Domnului și Domnul l-a ascultat, se vede că i-a plăcut cererea. I-a lovit cu orbire și le zice, veniți după mine. Și a reușit să-i seducă, s-ar spune. Eu cred că aici se ascunde o taină. Felul în care a procedat Elisei avea să fie în favoarea lor și în favoarea țării sale. Putea să-i spere, să-i ducă la graniță sau altceva. Dar ducându-i în Samaria și intervenind înaintea împăratului cu acea propunere să le dea să mănânce, au adunat cărbune aprinși pe capul lor, le-a dat o lecție doar de umilință, de bunătate. Cu ce cuvinte s-au fi dus înapoi? Cum ar fi povestit, cum s-ar fi întrebat, măi, încuiată ne-a fost mintea, cum ziceau cei doi într-un spre Emaus,
dar n-am putut să ne dăm seama. Nu că până nu ia Dumnezeu, vălul nu se vede. Doar credința face să se vadă și ceea ce nu se vede. Interesant, spune în final că oștile sirieni nu s-au mai întors pe ținutul Israel, chiar dacă au fost mai târziu războaie. Probabil că acei comandanți sau în timpul acelui rege au stat liniștiți. Da, minunile care le face Dumnezeu sunt binevoitoare, poate să facă și minuni, cum zicem Psalmul 78 de îngeri, aducători de nenorociri. Că Dumnezeu e nevoit în instanță limitată să pedepsească. Dar prea de multe ori bunătatea lui umple pământul. Bine spunea Domnul Iisus Hristos că e bun și cu cei buni și cu cei răi, face să răsară soarele peste tot și le dă mâncare ca și aici. Noi toți suntem în mijlocul cetății lui Dumnezeu, că pământul e al lui, bucatele sunt ale lui și ne hrănește bun și răi cum suntem. Nu tot așa a procedat și Iosif, cel care avea Duhul lui Dumnezeu? Ba da! Le-a dat fraților săi să mănânce. Am grijit de ei toată viața și de mulți alții. Dumnezeu are asigurări multiple, a salvat pe mulți, le-a trimis înainte pe un om. Și Iosif a avut parte de adversități multiple, și acasă, și la Potifar. Dar faptele lui apoi l-au dovedit la ce nivel a vrut Dumnezeu să-l ducă. Și propunerea lui Elisei din final, și doi dă-le pâine să mănânce și apă ca să bea. Și scrie și că împăratul le-a dat un prânz mare. Mănânce bine că a umblat și noaptea, i-a mai portat, e ceva drum de la Dotan la Samaria. Da? Să facem și noi bine oamenilor, să le torpilăm, cu ghilimele spun, gândirea bolnavă, să le piară chefuri de atacuri, de adversități. Să vadă că suntem asigurați. Oricum pentru veșnicie suntem asigurați. Suntem în mâna Domnului, mănâncul celor vii. Și numai floarea se taie de aici, dar tulpina sau rădăcina, cum e mai corect de spus, rămâne în mâna Domnului, pentru că toți sunt vii. Și din mâna Lui țâșnește viața. Și când așa distrânge puțin degetele, a spune, plastic, cum scrie și în psalm, că îți deschide mâna atâtea o viață și noi o să răsărim ca firele de grâu. Da? În concluzie, putem spune că Dumnezeu face mare minuni și vrea să le facă împreună cu noi, să ne gândim la atitudinea noastră, la scopul care îl urmărește Dumnezeu. Vor fi, să știți, în vremea din urmă, minuni. Astea, în mod deosebit, apar în vremuri grele. În timp ce mă gândeam la acest cuvânt, mi-a venit în minte ce s-a întâmplat la închisoarea din Cernăuț, unde au fost închiși frații pentru credință în timpul regimului lui Antonescu. Duhul Sfânt a descoperit unuia, ție ți se vor da cheile închisorii. Cum să crezi una ca asta? Da. Pentru că înainte de a veni armata adversă, s-a dat cheile acestui credincios cunoscut ca om serios și s-a spus, dă drumul tine la pocăiți, apoi să fugă toți. Ca vin ruși. Cum s-au împlinit cuvintele sfinte. Sau mi-am amintit ce am citit recent într-o carte ce încă nici nu-i tipărită în limba română, au fost închiși mai mulți frați. Și în timpul procesului, judecătorul a spus 25 de ani de închisoare. Și între ei un frate proroc a spus, nu, 4 ani. Și el a fost spărat foc. 25 de ani.
Și prorocul a repetat: fraților, 4 ani. Și după 4 ani li s-a dat drumul. Pare mi se, a murit Stalin sau ceva de genul acesta, sau o amnistie în vremea lui Nichita Hrușciov. Și s-a dus înapoi la acel om și i-a zis: tovarășe, v-am spus că 4 ani? Și scrie în carte că n-a dat niciun răspuns. Că nouă Domnul ne deschide gura ca să-L lăudăm pentru lucrările sale și altora le-o închide. Este foarte adevărat ce scrie în Romani 8:28, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dar, cum spunea Domnul și scrie în Luca 18:8, dar când va veni Fiul Omului, va găsi El credință? Credință că Dumnezeu lucrează? Ne va găsi Dumnezeu pe poziție? De aceea, pentru că am numit atitudinea lui Elisei o atitudine bazată pe credință, o vedere prin credință, vreau să închei cu câteva versuri legate de credință. Asta pentru că cine știe prin ce vom mai trece? Știu doar prin ce am trecut până aici. Și spun că-și credința m-a păstrat și mă va păstra. Asta nu doar pe mine, pe toți. De fapt, ce înseamnă? Că noi vom rămâne în brațul Domnului și brațul Domnului este puternic. Iată versurile. Colos cenușiu plămădit din granit, cu nori și cu vulturi pe frunte, de viacuri și viacuri mereu neclădit se înalță magnificul munte. Îmi umplu privirea de el copleșit, strivit de statura imensă. Și închind amicimii mă simt stingerit, cuprins de o teamă intensă. Însă, deodată, în duhul înfrânt, în mult prea umila înființă, coboară o forță venind din cuvânt, puterea anumită credință. Și vașnicul munte devine stingher, chircindu-și trufia spre poale, că-și pot cu credința primită din cer să-l mătur din cale. Ce mare putere ne-a dat Dumnezeu, sădindu-ne în credință, știind că prin ea în furtună mereu putem să avem biruință. Purtăm rădăcina credinței în noi, s-o creștem cu multă migală, udând-o mereu cu ale rugilor ploi, ferind-o de orice îndoială, căci prin credință, tezaur de preț, crescut din divinul grăunte, eu pot să cutez, să rostesc îndrăzneț. Eu cred, deci tu mută-te munte, amin. Muntele lui Elisei au fost soldații sirieni și el le-a spus: nu aici, mutați-vă în Samaria. Cum? Poate un profet ce n-avea nici praștie și bâtă ca David să mute o știre în armată cu cai și car? Prin credință vom reuși noi să răzbatem, dacă va fi să fim, cum mi-amintesc că spunea o vecină undeva unde am locuit în tinerețe: numai să nu lase bun Dumnezeu să fim noi cei din urmă, ca fi greu. Poate noi, poate alții, oricât ar fi de greu, oricâte adversități ne-ar izbi până la persecuții crunte, să știți, frați și surori iubiți, că avem asigurări multiple, dar ele se pot desfășura, pot deveni realități binecuvântate atunci când credem și când faptele noastre dovedesc măsura noastră binecuvântată de credință. Mărit să fie Domnul în veci pentru toate lucrările sale, și Domnul să sprijinească poporul Său. O va face, dar fie ca între ei să fim și noi toți. Amin.